just remember the sound of the impact. Lost the wings, lost the tail. I was so afraid. I knew I was going to die. I'm buried under concrete. I couldn't move. People dying, people crying, people screaming. The search has been called off. Now we were on our own. This would be their home for 72 days. No food, no water, no help. This is a nightmare. How do you die? Slowly. I just wanted to live. Hernando told me, Carlitos, I'm going to eat the pilot. De-a lungul anilor au avut loc numeroase accidente aviatice, catastrofe care au răpit vieți omenești și au lăsat multe familii îndurerate. Unul dintre acestea a fost și accidentul aviatic petrecut în Anzi. În data de 13 octombrie 1972, aeronava 571, cu 45 de oameni la bord, s-a prăbușit în munții Anzi, la granița dintre Chile și Argentina, la o altitudine de peste 3600 de metri. Avionul decolase din capitala Uruguaiului, Montevideo, cu destinația Santiago de Chile. La bord se aflau jucătorii echipei de rugby Old Christians Club, dar și membrii ai familiilor lor, prieteni și asociați. 12 pasageri au murit pe loc, alții și-au pierdut viața în zilele următoare, din cauza rănilor și a frigului, iar 8 au decedat, fiind prinși într-o avalașă. Ultimii 16 rămași în viață au fost salvați după 72 de zile. Mărturiile lor au șocat întreaga lume. Unul dintre supraviețuitori a fost și Roberto Canessa, un tânăr de 19 ani, student la medicină, care însoțea echipa de rugby pentru a participa la un meci în Santiago de Chile. Canessa și ceilalți supraviețuitori au făcut tot ce au putut pentru a învinge frigul. Ei și-au confecționat paturi din scaunele avionului și au folosit aluminiu din avion pentru a topi zăpada, pentru a avea apă de băut. Dar singurul lucru pe care nu l-au găsit a fost mâncarea. În prima săptămână ne-am hrănit cu gem, alune, biscuiți și am băut câteva sticle de brandy pe care le luasem din Mendoza, pe care le-am găsit prin bagajele care au scăpat întregi. După ce am terminat toate proviziile, am mâncat coajă și crenci de copac și luam câte o gură de zăpadă, a mărturisit Canessa. Din disperare, confruntându-se cu gerul, lipsa de mâncare și de apă, supraviețuitorii au fost nevoiți să recurgă la măsuri extreme, așa cum precizează Canessa în cartea sa. Ei s-au hrănit cu pasagerii morți, corpurile lor fiind conservate în zăpadă. Decizia nu a fost deloc ușoară, pentru că cei decedați erau rude și prieteni. Canessa spunea, parcă nici nu voiam să deschidem gura, pentru că ne simțeam atât de mizerabili și de triști de ceea ce trebuia să facem. Ne aflam într-un loc unde nu era decât zăpadă, un loc unde oamenii nu aveau ce să caute. Roberto spune că singurul lucru care l-a ajutat să reziste a fost gândul la mama lui și dorința de a nu-i produce suferință prin moartea sa. Despre faptul că a recurs la canibalism, Roberto spune că nu a avut de ales. Potrivit acestuia, noi, cei rămași, am făcut un pact că, dacă ar fi să murim, ne-ar face plăcere să punem corpurile noastre în slujba supraviețuitorilor. La 23 decembrie, cei 16 supraviețuitori au fost salvați. Oficialul uruguaian Gustavo Zerbino, unul dintre supraviețuitorii catastrofei aviatice din anul 1972, își aduce aminte: de la locul accidentului am coborât foarte mult pe munte și, într-o zi, aproape de Crăciun, un fermier ne-a descoperit. Eram sleți de puteri. Părea un coșmar care, în sfârșit, se terminase, după 72 de zile, când nici nu mai credeam că vom trăi să ne vedem familiile. Nu vă pot descrie ce a însemnat să vedem elicopterele care ne-au salvat. Am început să plângem și ne strângeam unul pe altul în brațe. Incredibila poveste a accidentului aviatic din Anzi a fost ecranizată în două pelicule, prima în anul 1976 și cealaltă în anul 1993, iar Nando Parado, un alt supraviețuitor, a scris cartea Miracolul din Anzi.